Autoritățile din Ruginoasa se pregătesc pentru a sărbători Unirea Principatelor Române, marcată pe 24 ianuarie. Centrul Cultural din localitate, Primăria, Consiliul Local, în parteneriat cu Centrul Cultural Flor de Mai din Todirești, organizează mai multe activități cu această ocazie. Astfel, sâmbătă 20 ianuarie va avea loc un concurs de șah, iar marți 23 ianuarie, de la ora 11, vernisajul unei expoziții de pictură și documente dedicate Marelui Domnitor. Ocazia împlinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române, la Ruginoasa, ca în fiecare an, vor avea loc manifestări dedicate acestui eveniment. Ca și altădată, aceste manifestări încep cu câteva zile înainte, când vom avea un concurs de șah organizat de Școala Gimnazială Ruginoasa în parteneriat cu Primăria și Centrul Cultural, Cupa Unirii, numindu-se. Apoi, în ziua de marți, 23 ianuarie, la ora 11, va avea loc un vernisaj a unei expoziții de pictură a unui pictor amator din local și o expoziție de documente dedicate Marelui Domnitor Alexandru Ioan Cuza, o expoziție sub denumirea Pelerinaj la Ruginoasa, în care vom oglindi pelerinajele care au avut loc la Ruginoasa de-a lungul timpului. Miercuri 24 ianuarie de la ora 11 va avea loc slujba de pomenire a domnitorului la Biserica Domnească din Ruginoasa, alocuțiune ale oficialităților locale și invitați, precum și depuneri de coroane de flori. Apoi cu toții se vor prinde într-o horă a Unirii, un gest simbolic cu corespondent în istorie. Începând cu ora 13, în sala de festivități a Primăriei Ruginoasa va avea loc teatru istoric Cuza la Ruginoasa, interpretat de copiii Centrului Cultural din Todirești. Miercuri 24 ianuarie, ca de fiecare dată, va avea loc un tedeum și slujbă de pomenire în memoria domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Biserica Domnească de la Ruginoasa. Vor avea loc alocuțiuni ale oficialităților locale și invitați, se pune de coroane de flori la mormântul domnitorului, la mormântul pregătit pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pentru că știm bine că osemintele domnitorului se află la Treierari, după care vom juca tradițional la Hora Unirii. După aceste manifestări omagiale, va da loc la sala de spectacol a Primăriei Ruginoasa spectacol omagial dedicat Marii Uniri de la 1959, dar vom avea și ceva inedit în parteneriat cu Centrul Cultural Flor de Mai din Todirești. Va avea loc un teatru istoric, vom viziona un teatru istoric cu Cuza la Ruginoasa, după un scenariu de Boris Crăciun și interpretat de copiii Centrului Cultural din Todirești. Evenimentele sunt organizate de Primăria Ruginoasa, Consiliul Local Ruginoasa, Centrul Cultural Ruginoasa și Biserica Domnească în parteneriat cu Centrul Cultural din Todirești. Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca dată la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și țării românești. Marele merit al lui Cuza a fost că a reușit să aducă recunoașterea internațională a Unirii Principatelor Române și, prin reformele sale din toate domeniile, a pus bazele statului român modern. Noua țară a început să se numească România abia după abdicarea lui Cuza din anul 1866, când a fost redactată prima Constituție.